Salutare! Am ajuns la numărul 129 al tunul, al tancului, de fapt numărul 9 al tunului Isis. Avem acest tun montat în numărul trecut. Primim două feluri de șuruburi, HM și CM, și patru piese de plastic. Vorbim puțin despre mecanismul percutor din locașul central al penei, care lovește și sparge cămașa a morsei. Avem ghidul de montaj. Vorbim puțin de tunurile de 3 inci în luptă. Și vorbim despre Pomerania Orientală. Cam atât despre revistă. Și haideți să trecem la montaj. Numărul următor va fi puțin mai complex. În primul rând, luăm piesa aceasta mică. Va trebui să adăugăm piesa asta. Nu știu cât de bine se vede. Aici este o mică degajare în interior. Se vede? Și piesa aceasta trebuie pusă cu degajarea spre interior și să învârtim până se așează. După care trebuie să adăugăm piesa aceasta, care vine, cred că, în felul acesta. Da, nu se prea poate mișca. Folosim un șurub CM. Iar pe partea aceasta vom adăuga piesa noastră rămasă. Atât. Acesta se montează pe tunul nostru, hopa, în direcția aceasta, cu un șurub HM. Ok, cam atât despre montajul acestui număr și ne vedem săptămâna viitoare cu numărul 130.